Salutări și bine v-am regăsit la un episod din Plante vs. Zombie Garden Warfare 2. Hei, în sfârșit am terminat și un event de ăsta. Ia hai să deschidem aceste cufăre. Ia uite, am primit reward-uri. Ia mai erau aici două. Ok. Ia și mai aveam deja niște bănuți. Nice. Bun, ia, o să mă duc acum să deschid un phenomenal pack, să ne pice un nou caracter. Ia, unde mi-a arătat câți bani am? Am 98.000, am jucat doar vreo 4-5 meciuri. Nu știu, cred că am făcut și ceva questuri. Mă rog, ia. Build bot. Ok, pe unde era? Parcă era pe undeva pe aici. Am făcut și aproape level 10 cu caracterul ăsta. Join us. Ok. Ok. N-am vrut să vin aici. Mă rog, asta face parte din misiunile alea pentru zombi. Da, mă rog. A, uite-mă, acolo erau sticărele. Așa. De obicei nu cumpărăm din partea asta pentru zombie decât de la plante. Dar hai să vedem. Am 3 gifturi. Hai să le deschidem la ce voi primi. Ok. Continue. 25.000 de coinuri. Nice. Și aici? Dar primisem acolo ceva de ciocolată, parcă? Na, mă rog. Ia, hai să cumpăr și un phenomenal pack. Ia. Sticker shop. Ia, uite așa. Cred că ne pică o plantă, dar ne-a picat o plantă. P-shooter-ul din piatră. Am jucat mai mult cu planta asta când era așa cu un event de la Rock P. P-shooter. Raritate rar. Nice. Mai că nu mai avea nevoie de prea mult ca să îmi cumpăr încă unul. Mă rog. Ia, vreo misiune să aici nu-i nevoie. Bun, hai să mergem într-un match. Într-un match multiplayer. Mixer mod. Mixed mod. Am câte lumină. Așa. Zomburbia. Ne dă cu plantele? Nu, cu zombie, ok. M-am ajutat tot cu asta, că vreau să fac level up. Am știut că am jucat cu asta și în episodul trecut, dar o să joc și în episodul ăsta. Măcar, na, poate apuc să fac acum level up cu el. Că până voi mai primi încă 25.000 de coinuri, parcă. Dacă nu mă înșel. Ceea ce e bine. Am luat un assist. Că mai am încă un phenomenal pack. Ar fi super tare. Oh, gata, trebuia să stau să mă pun pe miniganul ăla. Da, n-am gândit-o prea bine pe asta. Ok. Și noi trebuie să apărăm acum, îmi pare, nu? Da. Ia, un loc bun să mă pun. Uite aici. Nu că ar fi prea bun, dar... Nu cred că se așteaptă inamicii. Sau... Ba, da. Uite-l pe ăsta. Ok, nu știu la ce s-a gândit ăla. Mamă, momentan apărăm bine. Zic eu. Ia, tipul ăsta stă aici în defense. Oh, stai! Am realizat mai rău că era o plantă inamică aici. Oh, God.
Cream că îmi dă cineva respawn. Bun, hai să mergem așa pe picamor. Na, chestia asta îmi dă un speed. Jesus, nu! Aș dori să ne captureze punctul ăsta, măcar de data asta. Ah, come on. Shit. Asta era inamicul. Ok, nu l-am observat. Vreau și o coroană, dar aia că e prea șmecheră. Respawn, repede. Măcar ca să mă spawneze pe aici. Ok. Am și un mic booster de XP. Haide. A, nu-i... Unde-i mă inamicul? Pe lângă mine? Nu e. Da. Mamă, cât de șmecher arată ăsta. Jesus, și are păpuși de alea pe mâini. Super. Deci în jocul ăsta poți să-ți customizezi caracterele destul de mult. Oh, și aici cu muzica asta. Zombie party. Ia, unde să mă amplasez eu? Uite, aș sta aici. Spune și ceva, roboțel. Aia vorbim de... Oh, l-am lovit pe unul. Dude. Uite aici aș sta. Dar m-ar putea lua prin spate, acum observ. Dude, îmi stă tipul ăla în cale. Aici, fix aici mă pun. Am făcut un kill. Încă unul. Opa. Se că acum îl văd. Mamă, dar robotul ăla chiar îmi stă în cale. Și nasol că nu trec gloanțele prin coechipieri. Oh god. Na, se putea și mai rău. Să fim serioși. Ia, respawn now. Să ce e magazin? Bored Game Club. Ok. Ba, măcar momentan văd că dăm defend destul de bun, chiar dacă nu-i nimeni aici. Măcar n-au ajuns plantele prea aproape. Îl văd pe unul. Ia l-ai. Îl văd pe un porumb. Nu, cred că o să vin aici să apăr. Ar fi o idee bună? Ia. E planta aia carnivor aici. Jesus, nu. Aha, a, dar tot mă poate mânca, cred. N-am mai apucat. Mamă, serios? M-a omorât porumbul. Na, porumbul are puterea aia șmecheră. Lansatorul ăla care explodează. Da. Opa. Nu, a venit un pea-shooter pe aici. Am murit. A lăsat vreo bombă, ceva. Double kill, nice. Opa, văd planta carnivoră. Ia, pot să dau cu puterea de pe unul și va ieși de sub pământ, da. Ia, i-am dat un stun. Și-a dispărut. Sinamicu. Ok, bine că am suport. A, pea-shooter-ul. L-am urât, am făcut level 10. Nice. Asta îmi doream. Hai mă că o să mai cumpăr încă un Phenomenal Pack. La sfârșitul episodului, dacă nu uit. Cum am plătit data trecută. Ia, poate vom câștiga acum meciul ăsta. Poate ne vor captura și punctul ăsta. Ha, îl văd pe unul. Ia l-ai. Dude, stă în cale. Ah. Oh, l-am urât, nice. Vanish strike de 4.
Acum îl văd pe ăla acolo. Măi, o să stau aici și o să aștept. Și mai omor plante de-astea. Oh god. Ha, l-am omorât. Kill strike. Dude. Man, frate, că și plantele astea văd că capturează. Chiar și NPC-urile. Ok. 7 secunde, 6. Hai mă că stăm foarte bine, vom câștiga. Opa, ceapa zburătoare. Sau usturoiul. Cred că e usturoi. Mă, am murit chiar la final, dar na. Am câștigat măcar. Grad party. Zece mii de coinuri. Așteptam să fiu prin top performance. Mamă, cum arată ăștia doi, pișutorul și cactusul. Jesus. Regii petrecerii. Ar trebui să mă duc acum să fac un rank up, dar o să mă duc mai încolo. O să mai joc un match. Quest, info asta, eu ce quest-uri mai am pe aici? Beastful, get any boost 3 time. Să câștig 10 meciuri în Suburbination. Quest-ul ăsta îmi pare că l-am de vreo 8 sau 10 luni. Și stau destul de bine. Știu că aveam decât vreo 2 sau 4 rezolvate și acum am 8. Ceea ce e bine. Mai am încă 2 de câștigat. Ok. Bun, hai să vedem. Hai cu ce să joc eu de pe aici. Ah, cu pișturul nou pe care l-am primit. Uite, Rock P. Deja aveam level 2 jumate cu el. Știu că e foarte șmecher. Îmi pare că dă mult damage. Și iasă așa. Vreau un respawn. Primiserăm eu ceva pentru planta carnivoră? Nu. Ah, m-am apusat pe ea. Dau din nou. Vreau să văd ce am primit pentru customization, aparențe, accesorii. Uite, chocolate. Ciocolată pe buze. Arată bine și cu dinții de pepene, Jesus. Și nu aș parcă mai primit să ceva șmecher. O să mă uit pe filmare să văd ce am primit atunci în cufărele alea. Ia, hai să mergem repede. Așa. Zona e capturată, B capturată. Hai să capturăm și ce-o acum. Mi s-a dus speed-ul. Mam, toți ăștia joacă cu pitice aia. Oh, shit. No, no, bombă. Cât de bine am dat eu bomba aia acolo. N-a făcut niciun kill. Ok. Respawn. A, da, uite, capturăm și zona C. Mă, ce v-am spune că asta o să fie un meci rapid. What the fuck? Sărisem și prima dată de dată jos. Mama, a doua bombă pe care o dau inutil. Mă, dar toți ăștia au coroane pe cap. Vreau și eu coroană. Ha, af. Da, chestia asta dă mult damage dacă îi nimerești. Suburbination. Ah, cineva ne capturează zona. B-u, C-u. Ah, uite aici e A-u. Oh, inamicu. Hai mă că pitici mor repede. Ups. Da, n-am jucat prea bine. Am făcut decât un kill. Bine, oricum, deja asta e un meci de la foarte bun. Nu-mi fac probleme că vom pierde. Uite, am făcut deja un assist. Mamă, ce acolo? Aruncăm bomba. Am aruncat-o puțin la plezneală pe acolo. Iar n-a făcut absolut nimic. Mamă, eu pot să vreau să-l omor și s-a băgat ăla micu în față. Mă, tot e bine, adică l-am omorât pe ăla micu. Dar m-a omorât ăsta mare pe mine. A, mă rog. Zona...
Hai să batem robotul ăsta. Ah, a murit, ok. Opa. Da. E cineva pe aici? Bă, chiar nu nimeni pe aici. Nimeni nu apără zona. Mai bine de mine. Opa. Nice. Opa. Hai cu bomba, hai cu bomba. Da, s-a dus prea departe de bombă. Îmi place care barbă făcută din pizza. Eu am pizza la mâinile pișterului. Hai cu bomba. Gata, mă, în sfârșit am făcut și un kill cu bomba aia. Nice. Zona C. Mamă, ne-au capturat zona B. Oricum toți stăm destul de bine. Ia, vreau să folosesc puterea de pe 2. Hai să ne grăbim. Ia, vine cineva pe aici? Nu-i nimeni? Mă, inamicii sunt jos. Și mai e ăla. Come on. Atât de aproape. L-am omorât, mă, gata. Uite-l. Am luat assist-ul, nice. Mă, să încerc să mă duc în zona. Mai am de ales acum că sunt mort. Ok. Nu mai stau să văd dacă îmi dă cineva revive, nu cred că se merită. Câte kill-uri am făcut? 5. Mi-am ales și eu momentul. Ok, cumva s-a aruncat cineva, mă rog. Zona aceea noastră. Mă, ne capturează zona B înapoi acum. Pa, să luăm pe ăla micu. Sau măcar pe ăla mare să-l omorâm. Hai, un headshot. Headshot la băiatul, come on, gata. Bun, l-am încap ăla. Ia, hai să intrăm acum în forță. Intrăm în forță, aruncăm o bombă. O aruncăm așa de sus. S-a blocat în copac, băi. Bă, glumești cu mine. S-a blocat bomba în copac. Nu cream că e posibil. M-am gândit, dar nu credeam. Oh, shit. Să presupunem că oricum bomba aia n-ar fi făcut nimic acolo. Mă, îmi place ce freză avea zombiul ăla. Mamă, acum ne-au capturat toate zonele. Hai, mă duc eu în zona C. Cred că e decât un zombie aici. Aia, uite, a venit Sunflower-ul. Mă rog, hai să-l ajutăm. Mai primesc și niște puncte. Așa. M-aș sta aici. Să apăr. M-aș pune într-un loc bun. Ăștia erau pești care săreau pe aici. A, mă rog, oricum aproape am câștigat. Uite-l, mă. N-am bomba activată. Acum. Am aruncat bomba, come on. A explodat, dar oricum n-am făcut nimica. I-am dă tipul ăsta revive, super. Hai că aproape fac level up cu P-shooter-ul. N-ar fi frumos? Ok, zona ce stă bine acolo unde stă. Nu văd niciun inamic. Hai să ne punem. Iar însă copac în cale. Level 4, mă, ia-l-ai.
Pirat mort. Gata, m-am câștigat. Nu? Am câștigat? Presupun că am câștigat, adică, hei. Așa. Decât două plante în top performance. Sunfloral are clash de crab. Sau de rac, sau de homar. Mă rog, hai să ne întoarcem. Mă miră că n-am mai făcut nicio misiune. Și înainte să încep episodul am mai jucat câteva meciuri și nici atunci n-am făcut nicio misiune. Asta mi se pare puțin ciudat. Mă cam pune pe gânduri. Dar mă rog, ce să-i faci? Ia bine că m-a dat-o cu zombie. Hai să faci, să-i dăm tipul este un rank up. Rank up, rank up. Come on. Inginerul, promotion. Do it! Ia. Yeah. 20.000, așa. Și cu banii care aveam și înainte, desfii pentru încă un caracter. Hai, uite aici era. Ia, sunt curios ce sunt pice de data asta. Oare o sunt pice tot o plantă sau un zombie? Zombie. Soldier. Tank Commander. Mai asta, vreau să o cum atacă tipul ăsta. Tank Commander. Bine, oricum, soldierul meu preferat rămâne ăla de gheață. Ia, ăsta îmi place. Și ăsta cu Scuba Soldier, care trage cu ceva sonar. Foarte șmecher. Mă, văd că am destul de mult soldier. Ia să-i așa. Dintre toate caracterele astea, de la zombie, uite, am și aici mulți. Jucătorul de fotbal, inginerul. Bine, inginerul aici asta e cu acces de la. Deci, soldier și jucător de asta de fotbal am ce mai mulți. Ok, hai să vedem cum trage tipul ăsta. Mam. Dude, îmi place că trage cu de-astea care explodează. Hai să-l testăm puțin. Ia uite acolo. Dude, da, astea... Dude, parcă se duc așa puțin în aer. Adică se duc unde dai, dar vede, se mișcă în aer. Câteodată. A, se așa. Nu. Pot să fac eu să le mișc? Sau nu știu în ce joc puteai să tragi și să dai stânga-dreapta din mouse și să miști gloanțele în aer. Cred că era un Far Cry. Far Cry 4 parcă? Nu, nu mai am idee. Ia să mă joc puțin pe aici, când degeaba e chestia asta un joc. Hop. Distruge-i. Opa. Hopa. Dude, chiar îmi place caracterul ăsta, e șmecher. Abia aștept să joc un match cu el, să văd cum este și în lupta PvP. Ia uite-l pe ăla. Aș putea să fac și un match de ăsta, single player, race the flag. Când mi-am luat joc, îmi plăcea să fac misiunile astea pentru că mi se prea interesante, dar... Da, mi se par mai ok alea, multiplayer. Da, mă rog. Hai cu bomba, nice. Vedeți, se curbează puțin în aer după ce le tragi. Mă rog, oricum, caracterul ăsta e șmecher. Ok. Păi bine atunci, dar cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share acest videoclip ca să fie văzut de cât mai multă lume și noi ne vom revedea data viitoare. Bye, bye!